Peste 100 de cadre didactice au ales din toamna trecută să renunțe la catedră și să se pensioneze. Numărul lor este mult mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent, susțin reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Olt. Putem vorbi de doi factori care au dus la acest număr de pensionări. Primul factor, într-adevăr, ar fi pandemia, iar cel de-al doilea, un factor deloc de neglijat, îl reprezenta procentul de coeficient prin care se calcula pensia, astfel că acele persoane care au ieșit la pensie în cursul anului trecut au beneficiat de o pensie mai mare. Două au fost motivele principale care i-a determinat pe dascăli ajunși la vârsta pensionării să nu-și mai continue activitatea. Unii dintre dascăli au ales să se pensioneze de teama infectării, alții pentru că erau avantajați de formula de calcul a pensiei. Începând cu 1 septembrie 2020, au ieșit 103 cadre didactice la pensie, iar începând cu 1 ianuarie 2021, încă 3 profesori au solicitat ieșirea la pensie. Față de perioada anului trecut, putem vorbi de un număr aproape dublu de profesori care au solicitat această ieșire la pensie. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Olt susține că valul de pensionări din rândul cadrelor didactice nu a creat probleme deosebite de personal.